Am cunoscut recent un martor prețios al vieții Sfântului Ioan Iacob, poate ultimul, un tânăr care în anul 1960 nu împlinise încă 20 de ani. Era student al școlii patriarhale, preotul Vasilios Vacras. În perioada vacanței, a primit ascultare de la arhimandritul Amfilohie să ducă mâncare, cel puțin o dată pe săptămână, celor trei sihaștri de pe valea mănăstirii. Și tânărul acesta l-a cunoscut pe Sfântul Ioan Iacob în ultimele zile de viață. El mărturisește că odată când s-a dus să-i ducă pâine Sfântului Ioan Iacob, l-a găsit foarte slăbit. Era în genunchi, se ruga și inima îi bătea cu putere. L-a rugat să-l anunțe pe starețul mănăstirii ca în zilele următoare să vină să-l împărtășească și apoi să-l îngroape. Starețul Amfilohie a venit după două sau trei zile acolo la peșteră împreună cu monahul Ioanichie Părială, care a fost ucenicul Sfântului Ioan Iacob, și cu tânărul student. Unul ducea Euharistia, altul ducea un rucsac plin cu pământ, e vorba de monahul Ioanichie Părială, și tânărul student ducea o candelă aprinsă, care însoțea Sfintele Taine. Când au ajuns la peșteră, au urcat cu greu acolo, au găsit un om care abia sufla și care n-a mai putut să spună decât câteva cuvinte. Starețul i-a citit o rugăciune și l-a împărtășit. Și după câteva minute, sufletul lui s-a despărțit de trup. Au rămas acolo în peșteră câteva ore, de dimineață până la ora 11, iar la ora 11 i-au citit rugăciunile în mormântare. Fericita întâmplare l-a avut ca protagonist și pe un alt pusnic. Acesta a cerut binecuvântarea starețului să urce în peșteră și mai mult decât atât să deschidă mormântul, pentru că nu fusese prezent la mormântare. Starețul l-a încuviințat. La întoarcere în mănăstire, i-a spus ceea ce văzuse. Trupul din mormânt era parcă al unei persoane așezată acolo doar cu câteva ceasuri înainte. Trupul intact și înmiresmat al Sfântului a fost coborât din peștera Sfintei Ana, cu tot cu sicriul în care fusese îngropat. Nimic nu putrezise. Unii martori spun că îi se vedea chiar și culoarea albastră a ochilor. De atunci, monahii și credincioșii se închină neîncetat. Mulți dau mărturie că moaștele lui întregi sunt și făcătoare de minuni.